Deci am vreo 5, 6, 7, 2 am plecat acasă, mai am 2 care s-au măritat și ei. Salutare pe băieți, bine ați găsit la un episod din seria noastră preferată de Samp. Suntem aici alături de Paul. Salut! Dacă vreți clipuri cu Samp, să spunem că acolo să ținem la acest video peste 250 de like-uri dacă vreți. Am văzut că sunteți focați după Samp. Și după cum astăzi în titlul astăzi suntem ne vom angaja la mecanică. Hai să-mi scriu și eu aici slash car să-mi iau mașina frumos. Poate în următorul episod o să ne cumpărăm și altă mașină, doamne ajută, nu știu. Poate vedem, nu știu. Dar aici am un loc, slash loc. Asta că era deja, deci era deschisă, ok, deci am înțeles. Dăm iar un loc. Așa, iar un loc frumos ca să o închidem. Cred că nu mai am benzină, sau nu știu dacă mai am benzină, stai să opresc radioul ăsta. Și o să mergem la primărie și o să ne luăm... Ok, mă, am un singur litru, trebuie să bag benzină și nu am bani la mine. Am 300. Ușor, ușor, calmă-te. Așa. Mergem să băgăm cum am un singur litru și rămân după asta în pană. Și o să mergem să ne luăm jobul de mecanic. Așa. Slash F-O-L. Minus 100, ok. Stai, nu. Stai. F-O-L. Așa, avem 21 de litri, cred că ne ajung. Hai să mergem la spawn, băieți. Noi suntem aici la spawnul de level 3, dacă nu știți unde este spawnul. Fix lângă asta de luat de carnet, unde să iei carnet frumos. Noi să mergem la spawnul, o să vă arăt și cum să vă luați și voi acest job dacă vreți să vă luați. Și aveți serverul în descriere, ăsta e FlareRPU. Și s-ar putea ca în următorul update să se bage engleză. Nu știu, așa spuneau unii că s-ar putea să se bage engleză în următorul update. Nu prea am venit să cred, dar, na, Dumnezeu cu mila și aveți un server de Discord în descriere dedicat celor care nu știu cum se mănâncă Sampu, adică cum să-l descarca și chestii. Aveți acolo, nu o să vă mai răspund pentru că, serios, chiar, deci nu mai suport să mai răspund la atâtea întrebări. Nu că acum sunt în față sau ceva de genul, dar am și eu ceva de făcut mai bun cu viața mea decât să răspund la... Nu știu, mesaje, bă, cum să fac, nu știu cum și asta. Dar, da, aveți și tutorialul în descriere. Și serverul ăsta s-a închis, dacă nu știați. Aveți flin-ul cu tot cu update în descriere, dacă vreți să vă descărcați. Și OBB-ul, deci faceți la fel ca tutorialul, numai că aveți alte fișiere și chestii. Hai să mergem la spawn, imediat ajungem. Ok, băieți, hai că mai avem puțin și ajungem la spawn. O să mergem să luăm job-ul, bă, dar e la 4 job-ul ăla sau? Ok, o să mergem să... cât trebuie să dai? Sau nu trebuie să dai, e după level. Aici pe stânga, după cum vedeți acolo, pe minimap, îi de costumat dacă vreți să vă schimbați caracterul. Hai să mergem aici, facem... mergem drept înainte. Mașina mea nu mai este cum era la început, dar e ok, nu contează, it's fine. Ia stai așa. Trebuie să ajungem noi aici, ca să-mi pun eu checkpoint. Deci trebuie să facem aici stânga, frumos. Deci dacă mi-a dat crash, mă las viață, ok. Nu știu ce face lag spike-urile astea și când văd că face lag spike-urile astea mă ia cu frică că se duce toată filmarea dacă îmi dă crash. N-aș vrea să se întâmple chestia asta. Și o să mergem acum să ne luăm job-ul și poate așteptăm, poate o să primim vreun apel ceva. Paul, nu știu pe unde e sincer. Uite-l pe Paul. Aici este primăria, nu? Nu, aici e gen parcul ăla. Uite aici primăria, frumos. Parcăm și noi frumos regulamentar aici, văd că oamenii explodează chestii. Și pentru cei care nu știu cum să-și ia job, mamă, câte mașini pe aici, mamă, am văzut carambol direct. Dacă nu știți cum să vă luați jobul ăla de taxiu sau ce mai sunt, vă arăt acum. Deci aici e primăria, să vă arăt aici, stau un pic, deci vedeți că e ceva cu albastru și acolo e primăria. Și acum facem dreapta frumos aici. Și aici ar trebui să fie și alegem pe 4. Așa, 4. Gata, acum suntem mecanici. Și mergem să luăm o mașină de mecanic și na. Cred că e la mine la spawn, cum ar veni. Ok, hai că am ajuns și noi aici. Uitați aici niște mașini de tracker, de mecanici, de tracker, nu știu, luați-o cum vreți. Uite aici, mafie, băieții grei. Stau la o berică, la ceva. Hai să mergem așa și noi ca niște oameni care fac roleplay frumos. Sper să meargă să ne urcăm, adică ar trebui să meargă, pentru că e de level 3, ia. Dacă nu ne dă jos, aia e. Ok.
A, cred că trebuie să plătesc, stai că n-am văzut, stai așa că n-am văzut. N-ai bani? Nu, am, dar gen, n-am văzut ce scria. A, trebuie să dau 500, mamă. Hai că mă duc să-mi scot de la bancă, rapid. Mă să-mi scot de la bancă ăsta 500 de bonus ca să iau gen jobul. Că l-am gen cumpărat, l-am luat de la primărie, dar trebuie să plătesc 500 pentru o mașină, nu știu. Așa. Așa, nu, dau prima dată 1. După asta, așa se scoate bani pentru cei care nu știu. 500 și dăm aici. Plus 500 de bonus dacă mă moare cineva acum mă sinucid. Mai avem 81.000 în bancă, deci poate pe următorul clip o să cumpărăm o mașină sau o să mergem și mai facem alte joburi. Așa. Așa. Ok, a scris ceva, dar nu văd. Ok. Asta, slash, nu știu ce a fost aia. Dar gata. Acum, loc, ia. Nu pot să-mi o... Eu sunt acum, nu știu, gen... Cum primesc apeluri alea de la tine? A, ok, mi-a dat aici, mă, fuel, mă, repair. Mamă, gen, cum să le dau repair? Mi-a pare pe chat, mă, că contact. A, lol, așa arată, ia. Mă, că contact. Mi-apare, nu știu ce mi-apare, 109. A, de exemplu, cum să mă duc. Păi și acum, nu știu, ne plimbăm pe aici, poate primim și noi gen ajutor sau dacă o să avem nevoie. Nu știu cum sunt, mă, avem 50 de litri mașină, e ok. Ia. Asta cred că să lași chestia asta, dar nu înțeleg cum o lași. Ok, cred că trebuie să fie într-o mașină, lângă mașină, nici eu nu știu. De asta vă spun. Ok, ok băieți, am primit un apel sau nu știu, nu-mi dau seama, uitați aici jos, am scris, mi-a apărut în chat să scriu la gen slash 209 gen ID-ul lui, dar nu-mi dau seama dacă chiar e cineva acolo, dar noi mergem să vedem dacă e cineva acolo. E aproape de spawn și na, o să mai încercăm să vedem, deci nu știu, eu acum adică încerc, pentru că nu știu cum e jobul ăsta, dar trebuie să aveți level 3 ca să vi-l luați, ca să vă știți. Așa, sunt aproape de el, stai că stai, merge ok, stai, nu mergi pe contrasens, e ok, nu vreau să rămân eu în pană. Și trebuie să scriu mc repair sau mc fuel ca să-i dau benzină, deci e ok. Să vedem dacă chiar e pe profit acest job, am înțeles. Ia, ce-mi zice dacă intru aici? Nu s-a întâmplat absolut nimic, am înțeles. Mi-a pare un lol. Da. Deci nu s-a întâmplat nimic. Cred că până la urmă a plecat ăla asta, deci care mi-a dat mie, care m-a sunat. Dar măcar dacă aș găsim, uite-l aici. E aici. Lol, uitați-l aici. Dacă îmi dă crash, nu, deci mă las de viață. Hai. Mi-a scris ceva. Nu știu, adică nu știu rusă. Slash repair 159 300. Ok, gata, acum cred că merge. Gata. Merge? Yes. Nice. Hai că acum am înțeles, băieți, cum stă treaba. Am înțeles cum stă treaba, băieți, gata. Am reușit. Deci, trebuie să dai și suma și să scriu și... Ok, deci sunt foarte mulți care vor să-i repar. Deci e profitabilă dacă știi să... Dacă știi mai ales rusă. A fost destul de greu până mi-a dat seama cum și ce trebuie să fac. Dar o să cer de acum mai mult, pentru că n-am reparat doar pe 1.300. Nu știu, să văd dacă merge mai mult să cer. Ok, hai că am primit un apel acum de la cineva, mergem să-l luăm. S-a bugăit, nu știu, nu mai apare gen checkpoint, dar am pus eu un checkpoint, am văzut unde era. O să ajungem imediat la el și o să vedem, poate reușim să scoatem mai mult, pentru că suntem în pierdere cu 200 de bonuți. Băi, e eficient acest job, dar trebuie să știi ca lumea rusă și să, nu știu, să te duci rapid, că scoți bani frumoși de pe acest... job. Deci v-am spus, ați văzut și la început cum să vi-l luați și hai să vedem să ajungem acum rapid la el. Ok, fix în fața noastră.
Haide că facem aici dreapta, după cum vezi acolo un punct roșu. Un checkpoint. Așa. Hai că ajungem imediat la el. Să ajutăm omul acolo. Ok, printre stâlpi aici sper să nu fie vreun vreo gașcă de oameni sau de gangster de ăștia să mă omoare. Oricum n-am niciun ban la mine, dar zic și eu așa. Am ajuns, cred că, sau? Nu, nu am ajuns. Ah, ok, aproape ajungem. Chiar dacă e ce point aici. Nu văd nicio mașină, dar mergem poate. A, uite ce mai pare un că e cineva. Ok, deci cred că la căsuța asta trebuie să mergem noi. Ok, stai. Nu aici, nu aici. Ah, acolo. Ok, am înțeles. Stai o secundă, o secundă. Să nu-i dorim gard la om, că nu vreau să ies în pierdere. Ok, ușurel. E cineva pe aici? Da, da. Oh, uite, văd mașina aici. A, bună ziua, domnul. Aveți probleme cu mașina? Da, domnul. Nu vedeți că e dita mai gaură în gard. Eu sunt Ionic, mecanicul de la Los Santos. Deci mașina e acolo, nu? Da. O să merg să văd ce probleme are acea mașină. Ușurel să nu vă... O duceți așa, domnul, direct? Păi, dar dacă intrați în mașina mea și o băgați în apă? Nu o bag în apă, stați calm. Că... Da, aveți grijă, că nisipul ăla... Nu sunt... O să cam vă necas în el. Ușor, stai. Să vedem dacă putem să... O să o ridicăm, dacă nu o să... Ok, eram sigur că o să se întâmple asta. O să trebuiască să schimb axul de la asta de tractat, deci nu o să pot să vă tractez, dar am o opțiune mai nouă. Sper că aveți bani, că, na. Trebuie să intrați în mașina am dumneavoastră. Copii, domne, am copii, dacă doriți, am vreo 5, 6, 7, 2 au plecat acasă, mai am 2 care s-au mărit și ei. Ce treabă am eu cu copiii dumneavoastră, domnule? Eu am treabă să vă repar mașina. Păi dacă nu am vrut aia de la asociație, vii dăm dumneavoastră dacă vreți. Nu, n-am nevoie. Hai, nu mai lungiți treaba, domnul. Urcați în mașină și să vă repar mașina mai repede, că am și eu apeluri, am și o familie acasă, am copii. Ok, deci, stați să vă repar acum. Repair. Așa, deci hai să vă cer un 400. Ah, stai, nu. Stai așa. M-Repair. Nu vedeți în ce cucioapă stau, nu dați și voi acolo 250. Hai, vă las la 250, să nu ziceți că sunt rău. Mulțumesc, domne, mulțumesc, Dumnezeu să vă dea sănătate împreună cu măicuța doamnă, e la greu. Ok, deci, slash repair. Faceți de-aia pe calculator, că și ușor de-aia cu codificare C+. Acum acceptați, domnul. Gata, v-am reparat mașina, domnul. Puteți să plecați, adică încercați că merge, nu vă fraiere sau ceva. Domnul Marian. Mulțumesc, domne. Da, vedeți că o să chem poliția că mi-a stricat gardul. Eu v-am stricat gardul? Păi da, n-aveți nicio dovadă că l-am stricat eu. Ai, stați dumneavoastră acolo, că eu am plecat, mă duc să cam apeluri. Nu, vă dau în judecată. Dați-mă unde vreți. Eu am alt apel, domnul, nu pot să stau. Hai, v-am pat. Așa faceți, domne. V-am pat. Așa faceți. V-am pat portofel. Bine. La revedere, dacă nu vreți copii, bine. N-am nevoie, lăsați. Ok, hai că am rezolvat și cu domnul. Aici o să pun punct acest episod. Dacă v-a plăcut, noi stați să apăsați un like acolo, să strângem la acest episod peste 250 de like-uri. Eu am fost Lorențiu și ne vedem la viitoare. V-am pat. Ciao.